Este vorba despre o femeie de 74 de ani din Șendreni, care a fost atacată de propriul câine. A suferit multiple plăci mușcate la nivelul membrelor superioare, precum și în regiunea occipitală. Era în stare gravă, în șoc hemoragic decompensat, iar la locul solicitării s-au acordat măsurile de prim ajutor, după care a fost transportată la Spitalul de Urgență Galați. Până acum nu se cunosc motivele pentru care femeia a fost atacată de ciobănescul ei. Specialiștii spun că nu se întâmplă des ca patrupezii să își atace stăpânii. Totuși ei vin cu mai multe teorii. Una din aceste cauze poate fi de origine medicală. Câinele poate să sufere de o afecțiune ascunsă care să provoace dureri, să fie într-un disconfort fizic permanent și devine foarte irascibil. Să nu uităm că un ciobănesc este un câine de bază care prin excelență are o latură agresivă, însă are o agresivitate teritorială, încearcă să păzească locul respectiv și dacă, așa cum spuneam, există și un motiv organic, e posibil să reacționeze bizar, ciudat în cazul acesta. Altă cauză este lipsa lui de socializare, de educație. Evident, câinele trebuie să știe că sunt niște reguli care, așa cum spuneam mai devreme, sunt impuse în copilărie, în momentul în care, în perioada de creștere. Dacă a fost abuzat, a fost crescut dur printr-o corecție fizică permanentă, poate să se manifeste în acest fel. În această situație, rănile provocate de un câine, mai ales ciobănesc, pot fi fatale. Pot fi extrem de grave, mai ales rănile provocate în regiunea cefalică, cum s-a întâmplat și în cazul acesta.